Echipa națională masculină de darts a României a cucerit primul trofeu internațional din istorie în competiția pe echipe de la Mediterranean Cup 2017. Aflat la cea de-a 17-a ediție, concursul s-a desfășurat în Poissy, Franța, iar din delegația României au făcut parte și brașovenii Răzvan Negoț și Monica Dan de la Kronstadt Darts Club Brașov. Echipa masculină a avut o comportare de excepție și în faza grupelor a trecut pe rând de Malta, scor 9-7, de Cipru cu 9-5 și de Grecia, marea favorită a competiției, cu scorul de 9-3. Greu și frumos în același timp, nu ne-am așteptat, am avut în grupă o echipă a Greciei care era favorită și totuși am reușit să câștigăm grupa fără nicio înfrângere. Frumos, frumos, foarte frumos. În semifinală, tricolorii au învins Catalunia cu 9-5, iar în finala competiției au trecut cu scorul de 9-7 de Malta. Eu cred că este un rezultat foarte, foarte important și mai ales data fiind că este prima participare la acest turneu, cred că va conta foarte, foarte mult de acum încolo. România a ratat doar pentru 8 puncte locul 1 pe națiuni, cucerit de Franța. Pentru naționala noastră au mai punctat Adrian Frim de la Cluj Darts Club, care în competiția de simplu a ocupat poziția a treia, și perechea Adrian Frim Răzvan Negoț. Cei doi au cucerit medaliile de bronz în proba de dublu. După milioane de săgețe aruncate, după sute de ore de antrenament, pentru brașoveanul Răzvan Negoț a venit și răsplata, cele două medalii cucerite în Franța. Pentru mine este o realizare, cred că cea mai mare care o am până acum în darts, și mai ales că clubul nostru a dat doi componenți ai echipei naționale, pot să zic că facem o treabă bună. Băieții au pus România pe harta dartsului mondial, iar acum țara noastră va organiza în 2019 campionatul mondial.